programului Talk Show. Bună ziua și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Astăzi o să discutăm despre noi și noi modificări în ceea ce privește sănătatea ușor bolnavă, aș putea spune, din România. De această dată vom discuta despre modificările în ceea ce privește medicii de familie. Ce modificări vor fi aduse în limita în care se cunosc până în acest moment. Vom discuta astăzi cu doamna doctor Gabriela Maracu, medic de familie. Bună ziua, bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Bună ziua. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354-738-888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Cum spuneam, modificarea modificărilor modificării în acest sistem de sănătate care, nu știu, probabil din cauza faptului că nu se investește îndeajuns cât ar trebui, se ajunge în astfel de situații în care vin modificări așa, de la o lună la alta, astăzi este într-un fel, mâine este în alt fel. Cred că și medicii și pacienții sunt ușor dați peste cap cu toate aceste modificări. Se mai înțelege sau mai înțelege cineva ceva din ce se întâmplă în acest sistem? Sincer să fiu, de 15 ani funcționăm în acest sistem al asigurărilor de sănătate. Spuneam și altă dată, medicii de familie sunt cei care au fost supuși celor mai frecvente schimbări. Cred că noi ne-am adaptat cel mai rapid și cel mai bine la toate. Pot să vă spun că citind partea care mă interesează pe mine ca medic de familie din acest proiect al contractului, au fost momente în care am trecut de la agonie la extaz. Mă gândeam cu inima strânsă că vin în emisiunea dumneavoastră și cred că mi-este greu să explic celor care ne ascultă ce se va întâmpla odată cu intrarea acestui contract în vigoare. Ca idee, probabil că cei care au gândit felul acesta de contract au avut bune intenții să facem un lucru mare cu bani foarte puțin, ceea ce este destul de greu să greu de înțeles. Faceți acest lucru. Foarte greu. Rămâne foarte clar pentru noi că există două puncte ale medicinei primare. Ne referim la pachetul minimal de servicii și pachetul de bază. Și să explicăm puțin ce înseamnă fiecare parte și important. După care să explicăm și care vor fi modificările, pentru că da, sunt multe modificări. Exact, și oamenii trebuie să știe de ceea ce vor scoate mai mulți bani din buzunar, va plăti casa de asigurări de sănătate, o să le intre în acolo, o să le vină de fapt bani de acolo sau cum se procedează? Da. Pachetul minimal se oferă celor care de fapt nu au asigurare de sănătate. Și eu și dumneavoastră probabil ați auzit de multe ori spunând, bine, dacă nu plătesc asigurări, mă lasă să mor, în niciun caz. Lucrul acesta nu se întâmplă. Au aceleași servicii pe care noi le ofeream de fiecare dată. În primul rând, aici se încadrează urgențele medico-chirurgicale, care se oferă oricui, indiferent dacă plătește sau nu plătește asigurări. Firește că este o diferență între a oferi servicii medicale de urgență în cabinetul medicului de familie sau în spital. Ceea ce oferim noi în cabinetul medicului de familie este clar acțiunea rapidă în limita competenței noastre, pentru că în niciun caz un medic de familie nu este dotat și nu este pregătit pentru a resuscita un stop cardiac, a interveni într-o comă profundă. De asemenea, în acest pachet minimal oferim serviciile de supraveghere a gravidei, indiferent dacă femeia este sau nu asigurată, pe perioada sarcinii va fi urmărită ca orice altă gravidă.
adică va fi luată în evidență în primul trimestru, va fi programată la consultații și se vor face analize aceleași care se fac și pentru asigurați. Cei care nu au asigurare, dar sunt diagnosticați cu o boală din programele naționale, și aici mă refer la diabet, la cancere, la HIV-SIDA, sunt bolile pe care le știm și aceștia beneficiază de asistență medicală. Vorbim aici și de asistență medicală în cazuri excepționale, bineînțeles, și la domiciliu sau doar la cabinetele medicilor de familie? Cabinetele medicilor de familie. La domiciliu se oferă asistență la domiciliu și aici este o schimbare. Casa Națională, Casa de Sănătate suportă, dar nu la cei cu pachet minimal, la cei care își plătesc asigurările sau sunt asigurați automat, așa cum sunt copiii până la 18 ani sau până la 26 de ani dacă sunt elevi sau studenți. Dar la aceștia se oferă din, odată cu intrarea acestui contract, doar pentru cei care sunt imobilizați la pat din cauza unor afecțiuni vasculare, cei care sunt paralizați, cei care sunt imobilizați pentru că sunt în aparat gipsat sau au o boală endemică gravă, care nu permite deplasarea, și sugarii sau cei care sunt în fază terminală. Deci nu mai suportă sistemul de asigurări de sănătate de contarea domiciliilor pentru orice afecțiune. Deci cei care, nu știu, doresc medic la domiciliu, solicită, sau nu doresc să se mai deplaseze la cabinetul acestea medicului pot de familie, contra cost solicita medicul de familie. În ce privește pachetul de bază, acela pe care noi îl așteptăm de 15 ani, îmi pare rău, dar nici de această dată nu este foarte, foarte bine conturat. Deci nu a fost bine gândit. Poate, există unele poate că, lacune în da, pentru că nu este acestuia foarte explicit și atunci lasă loc la interpretări și e destul de greu. Pentru medicul de familie, care și așa este împovărat de birocrație, să mai citească printre rânduri, să gândească așa cum au dorit cei care au creat programul. Cert este că toți cei care sunt asigurați beneficiază de anumite servicii medicale. Ce aduce nou contractul este riscograma. Foarte frumoasă și foarte benefică pentru sănătatea populației, deocamdată greu de înțeles și pentru noi. Aici se nominalizează exact anumite boli. Sunt bolile hipertensiunea cu risc crescut și înalt, e vorba de dislipidemii, e vorba de diabetul zaharat, de bolile pulmonare obstructive, BPOC-ul, de insuficiență renală cronică. Și ce este foarte nou pentru noi este că la fiecare din această boală este consemnat exact ceea ce trebuie să facă medicul de familie. Sunt niște parametri pe care noi nu-i putem depăși, chiar discutam înainte de emisiune. În afara anamnezei, a examenului clinic pe care îl facem în cabinet și care este destul de laborios, sunt consemnate și investigațiile pe care medicul de familie le recomandă. Și investigațiile sunt nominalizate. De exemplu, sunt boli pentru care medicul de familie poate să recomande 4-5 investigații paraclinice. Știm cu toții că ni se întâmplă tuturor medicilor de familie când vin oameni care doresc un bilanț al stării de sănătate, ceea ce și mie mi se pare foarte normal. Exact, este normal până la urmă. Și din cele 15, de exemplu, analize de laborator pe care noi le puteam recomanda, de această dată nu mai merge, nu mai suntem atât de darnici. E greu și va fi greu și pentru populație, va fi greu și pentru noi, pentru că trebuie să recunoaștem, suntem singurul sector
în parteneriat cu casa, adică noi oferim serviciile noastre și am fost de fiecare dată și dumneavoastră ați consemnat lucrul ăsta, amendați, controlați pentru niște acțiuni pe care le-am avut și am sperat că sunt în beneficiul oamenilor, dar se pare că medicul de familie este cel tras la răspundere cel mai ușor. Și pus la zid, pentru și că pus la zid și pus mai să plătească. Există și astfel de cazuri. Bine, acum nici în acest domeniu nu sunt toate puse la punct așa cum ar trebui, cum spunea și dumneavoastră mai devreme. Nici acest pachet de bază măcar nu este așa cum ar fi trebuit să fie. Așa cum ar fi trebuit și într-un fel e de înțeles, pentru că, repet, dacă nu sunt bani, nu ai de unde să plătești contravaloarea unor investigații înalt performante. Ecografii, tomografii, ce am citit eu, deși pare puțin că nu țină de sfera medicului de familie, este că vor fi într-adevăr afecțiuni care nu se vor mai interna în spital. Se presupune, nu afecțiuni foarte grave, într-adevăr. E adevărat că un diabet zaharat fără complicații, dacă este foarte corect monitorizat de medicul de familie, dacă persoana este conștientă că o astfel de afecțiune presupune în primul rând din partea ei foarte multă grijă. Și să respecte indicațiile pe care sigur că da. Indicațiile dați, care sunt nu neapărat doar și nu neapărat, sunt obligatoriu să fie igienodietetice, să îi învățăm pe asigurații noștri ce înseamnă de fapt să trăiești cu o anumită boală, să trăiești cât mai mult, să trăiești fără a avea complicații. Deci un diabet zaharat care, la o persoană care este bine controlată, nu necesită internare. De exemplu, o altă boală despre care citeam sunt hepatitele steatozice, adică știm cu toți că le spunem oamenilor ai un ficat gras, cu probe hepatice modificate, cu un anumit risc, bineînțeles. Omul, în primul rând, nu se simte bine, este obosit, performanțele lui sunt reduse. Dar toate acestea, repet, se pot schimba și schimba în bine dacă conștientizăm, de fapt, populația că, în primul rând, interesul este al lor să fie sănătoși cât mai mult sau măcar să menținem starea pe care o diagnosticăm. Dar în primul rând trebuie să fie informați corect cu privire la boala pe care o au, după care să respecte ceea ce medicul îi recomandă și să respecte tratamentul. Să respecte tratamentul și să pună foarte mult accent pe schimbarea stilului de viață, pe respectarea unor norme care par destul de greu de respectat, dar nu e imposibil. Mai ales atunci când vine vorba de sănătatea noastră. Cât îți dorești să fii o persoană activă și o persoană cu o stare de sănătate bună. Aș vrea să ne întoarcem puțin la modificările acestea pe care probabil vor intra în vigoare de la 1 mai. Eu cred că nu vor intra de la 1 mai pentru că înțeleg că se mai poartă încă discuții. Știu cu siguranță că patronatul medicilor de familie se află chiar astăzi la discuții la Casa Națională și la Minister. Deci încă mai există discuții pe baza discuții pentru că este normal ca noi fiind în prima linie. Mie îmi place să spun, fiind cei mai apropiați de oameni, să încercăm să câștigăm cât mai mult în favoarea lor. Deci, probabil lor. Știți mai bine de ce aveți nevoie și de ce are pacientul mai sigur multă nevoie da. în astfel da. De situații. Și mai ales că lucrăm zi de zi. Știți, a fost foarte greu și să ne obișnuim cu acel număr de 20 de consultații limitat. Exact. Colegii mei știu foarte bine că e mult de lucru, dar este imposibil ca
mai ales în perioada cum a fost toamna, iarna și primăvara aceasta, cu un număr de infecții respiratorii atât de mari, era imposibil să refuz oamenii sau să-i programez peste o săptămână, două. Dar ar fi ușor dacă, sau ar fi mai simplu dacă ne-am putea programa și boala, să știm și ce boală ne lovește peste două săptămâni. E adevărat, bine, se pare că este o treabă de țară civilizată. Noi suntem într-adevăr obișnuiți că atunci când ne doare ceva, în acea clipă să apelăm la medic. Să apelăm la medic, eventual să mai stăm și două ore la coadă, pentru că noi românii suntem obișnuiți cu cozile și decât să facem o programare, acum, mai bine stăm la coadă. Poate că o să considerați că sunt arogantă, sper că nu, dar așa cum o grămadă de lume stă la cozi în piață, la coafor sau la poștă, consider că atunci când te afli la medic și când medicul ăla nu doarme în cabinet, nu croșetează, ci chiar își face meseria... Ar fi mult mai în regulă să fie programări și atunci... E greu și cu asta, pentru că în condițiile în care ai programați oameni, de obicei cronici sunt cei care se programează, și la ușa ta apare o mămică cu doi copii cu febră sau... Automat are prioritate. Este clar că nu o să poți să te mai, să mai respecti programările. Așa că profit, știți, mi-ați aruncat mingea, să îi rog pe toți cei care merg în sala de așteptare a unui medic de familie să aibă răbdare, pentru că toată lumea dorește să oferim asistență medicală înalt calificată și satisfacție, dar uneori este imposibil să lucrăm foarte rapid și foarte corect. Pentru că, până la urmă, în condițiile în care îți ofer eu ca medic un diagnostic corect și o schemă de tratament corectă și niște sfaturi care să te ajute, cred că e mai important, chiar dacă știu eu, a stat la ușa mea două ore, așa cum spuneți dumneavoastră. Se așteaptă, din păcate, încă se așteaptă două ore la medicul de familie. Dar zic eu cu folos și în interesul celor care așteaptă. Da, absolut, pentru că nimeni nu ar vrea să vină la dumneavoastră doar așa să stați la o poveste 5 minute. Clar, vin la medicul de familie în special pentru că au o problemă sau au nevoie de o trimitere. Sigur, și așa mai departe. În ceea ce privește, știu, trimiterile, că tot discutam despre ele, sunt ceva modificări? Da, există modificări, nu atât de mult legate de numărul trimiterilor, deși apare în nou contract ideea că noi trebuie să vedem asigurații, nu-i numim bolnavi, între 18 și 39 de ani, cei care sunt asimptomatici, adică care nu prezintă semne de boală, odată la 3 ani. Este o perioadă cuantificată clar. Se presupune că dacă ai 20 de ani, eu te văd astăzi, îți fac un examen complet medical, am o discuție, îți cunosc familia, cunosc factorii de risc, te cântăresc, te măsor în înălțime, tensiune, vorbim puțin și despre viața ta și atunci identific niște factori de risc. Îți dau un bilet de trimitere, facem un examen de bilanț. Dacă aceste valori sunt în limite normale, se consideră că nu este nevoie ca mai mult de o dată la 3 ani să se facă un astfel de bilanț. Acum e clar, lumea trebuie să înțeleagă, nu este interzis să vii la cabinet decât o dată la 3 ani, pentru că se referă la examenul de bilanț al stării tale de sănătate. Nici de cum, dacă te îmbolnăvești, ai o afecțiune acută, nu ai voie să mergi la medicul de familie. Și aici o modificare. Până acum, medicul de familie putea să vadă de 3 ori un pacient într-un puseu acut al unei boli. Normal că a scăzut acest număr de consultații la 2, dar în condițiile în care după cea de-a doua vizită nu ești vindecat, medicul de familie poate să-ți dea un bilet de trimitere pentru specialistul care, normal că având alte posibilități de investigații, experiență sau știu eu, e clar că va ști mult mai ușor și va duce la vindecarea omului. Bileta de trimitere oferim, am oferit. Modificarea care apare acum este
destul de clară. Adică în condițiile în care eu, medic de familie, te trimit la un coleg specialist, nu am dreptul, pentru că din păcate se mai întâmplă lucrul ăsta, să plimbăm pacientul între cabinetul medicului lucru de familie. Deloc confortabil Nici pentru pacient. Pentru nimeni, absolut pentru nimeni. În momentul în care specialistul vede un pacient, îi pune diagnosticul, este obligat să îi dea și tratament. Știți bine că de la medicii din policlinică, din ambulator, de multe ori li se spunea, uite, du-te la medicul de familie să-ți scrie rețeta. Exact, nu acea plimbare mai... de care spuneați dumneavoastră, da, de la medicul de familie în policlinică, de la policlinică la medicul de familie, da, și dar tot așa. Este clar, până acum găseam noi tot felul de portițe să-i ajutăm să nu-i mai plimbăm. Este clar, în acest nou contract se consemnează categoric, medicul de familie nu poate să mai transcrie rețete, bilete de trimitere, pentru că știți și asta, mergeați, de exemplu, la diabet sau la endocrinologie, te vedea și îți spunea, vii peste o anumită perioadă cu următoarele analize, trecută pe o scrisoare medicală. Nu este ceea ce gândește medicul specialist, trebuie să-și asume și el să fie cel care recomandă acele investigații. Lucru eu, medic de familie, mi se pare destul de da, normal. Este foarte normal. La fel cum nu se va mai putea la ieșirea din spital să te duci la medicul de familie cu biletul de ieșire și medicul de familie să-ți scrie tratament. Categoric nu. Scrie la ieșirea din spital, pleci cu bilet de trimitere, scrisoare medicală și rețetă obligatoriu. Medicii de familie vor da rețete doar pacienților cronici care au o schemă de tratament din următoarea lună după internare. Deci sunt lucruri foarte bine precizate și cred că va trebui să avem și cu colegii noștri o discuție, pentru că Nu vreau să-i acuz, dar e foarte ușor să spui, du-te la medicul de familie. Sau merg o situație cu care noi ne confruntăm, pe care chiar nu o înțeleg, probabil că au și ei o logică pe care noi nu o vedem, se prezintă în urgență, de unde sunt trimiși, să vină după bilet de trimitere. Păi dacă omul ăla a ajuns la urgență... Înseamnă că are o urgență în cu afara programului meu. Ar fi venit meu, la medicul de familie, nu? Da, este normal. Și eu puteam decide, merge sau nu merge la urgență. Dar dacă seara după ora 8, în weekend, omul acela a pățit ceva, n-am de ce să-i dau eu bilă de trimitere. Dacă nu este o urgență, aici va trebui cineva să hotărască să fie taxat acel om, da? Deci dacă te duci la urgență doar ca să scapi de statul la ușa medicului de familie, oricum, fără și să urgență, fie o urgență, se poate întâmpla același sigur lucru până că la da. Urmă. Și din păcate e grav, pentru că s-ar putea ca acei medici care te consultă pe tine pentru că tu tușești de o săptămână să piardă timp în a oferi asistență unui caz cu adevărat grav. Asta ține tot de educație și poate cu ajutorul dumneavoastră, într-o bună zi, vom reuși și noi să înțelegem ce înseamnă sănătatea cu adevărat și cui și unde trebuie să ne asigurăm. Aici este și să ne adresăm. La fel ca și în cazul celor care solicită prin intermediul numărului unic de urgență 112, solicită ambulanța sau smurdul pentru niște afecțiuni care uneori sunt inexistente sau doar în mintea unora, în condițiile în care, așa cum spuneați și dumneavoastră, poate chiar există un caz real și o persoană chiar are nevoie de sprijinul acestor oameni. Pentru că sunt medic și chiar dacă vorbim de acest subiect, se apropie sărbătorile de Paști, tot vorbim de apeluri la serviciul de urgență, recomand grijă foarte mare cu cât mâncăm, cât bem în această perioadă și încercați să fiți cumpătați, să vă cumpărați de la farmacie înainte câteva pastile dacă știți că nu vă puteți digestie, abține. Da,
Pentru că e păcat să cheme ambulanța pentru că ai mâncat mult sau ai băut mult și ți-e greață, te doare burta sau ai diaree, când de fapt în acel moment poate cineva are nevoie pentru un infarct sau un accident vascular. E și asta ceva ce trebuie să spunem, pentru că sper că într-o zi va înțelege toată lumea. Mai ales că aveți experiență. Crăciun, da. Paște, Crăciun, de atâția Paști, ani. Sigur. Cred că sunteți, sau merg direct la merg urgență, direct la urgență sau vă cheamă ambulanța. Și pe dumneavoastră. Nu, mai puțin, pentru că ei știu că noi tot timpul asta spunem, mai grijă, mai ales celor care țin post, pentru că unii țin așa, crezând ei din tot sufletul, alții țin post pentru că ești în tren să ții post și în noaptea aia, dacă mănânci 5 ouă, o pulpă de miel, este normal ca a doua zi, se facă este rău. Foarte rău. Bun, o să revenim la discuții. Acum luăm câteva minute de publicitate. Am revenit în direct, discutăm astăzi despre modificările în sistemul sanitar și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354-738-888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Înainte de pauza de publicitate ne-ați povestit așa că de-a lungul anilor, de fiecare dată de Crăciun, de Paște, ați avut, nu neapărat dumneavoastră, ca și medic de familie, ci au existat foarte multe solicitări din partea persoanelor, hunedorenilor, de fapt, care nu au fost foarte cumpătați cu mâncarea, cu băutura în preajma acestor sărbători. Probabil că la fel va fi și în acest an, pentru că vedem și pe posturile naționale de televiziune în toate județele din țara asta la fel se întâmplă. Important este, cum spunea și dumneavoastră, să nu abuzăm de acest număr 112, chiar dacă este gratuit. Da, și să ne gândim că atunci când solicităm ambulanța, s-ar putea ca cineva să aibă cu adevărat nevoie și acelui om să-i poată fi salvată viața dacă noi luăm niște enzime pancreatice sau niște antispastice, dacă cumva am exagerat. Bun, în cazul copiilor de până în 18 ani, se vor produce anumite modificări în ceea ce privește consultul la medicul de familie? Vor fi gratuite aceste consultații? Da, rămâne pentru asistența copiilor până la 18 ani. Sunt acele consultații profilactice și de prevenție care au un anumit grafic. Este la ieșirea din maternitate, la o lună, apoi un bilanț al stării de sănătate al sugarului cu anumită periodicitate, 2, 4, 6 luni, 9 luni, 12 luni, deci ce a fost și înainte. Programul de vaccinări, programul național de vaccinări rămâne deocamdată același. Vaccinurile sunt gratuite, cele oferite de Ministerul Sănătății. Pentru cazurile de boală acută, firește că sunt văzuți, ceea ce aduce exact nou contractul sunt gratuitatea adeverințelor de intrare în colectivitate. Aveam noi o discuție în permanență cu părinții, de câte ori era nevoie de intrarea în colectivitate atunci când începea grădinița, școala, se eliberau adeverințe pe care noi le taxam pentru că nu erau susținute de Casa de Sănătate. De această dată, în noul contract, este prevăzut și acest lucru. Deci aici pentru vorbim cei... doar pentru copii, elevi, da, studenți. Da, iar ceea ce este consemnat, tinerii de la 18 până la 26 de ani beneficiază de asistență medicală gratuită și aici mă refer la rețetele gratuite, pentru că acolo era de multe ori discuția, doar în condițiile în care urmează cursuri fără a fi angajați. Se întâmplă că acum, fiind conectați în sistem de control al categoriei de asigurați, să ne spună că este elev, este student
și de fapt noi să-l descoperim că este angajat. Păi da, dar sunt cu 2 ore, dar în momentul în care ești angajat nu mai ai dreptul la rețeta gratuită. Deci nu este, deci este indicat să vă spună că sunt student și nu lucrează, rost, pentru că oricum, se descoperă destul de ușor, să da, înțeleg. Deci lucrul ăsta se poate verifica. Vis-a-vis de aceste rețete gratuite, știu că există destul de multe probleme. Mulți ar dori ca pentru toată lumea să existe astfel de rețete. Care sunt criteriile, dacă pot spune, după care se dau aceste rețete gratuite? Că poate ar fi bine să explicăm puțin oamenilor despre acest aspect. Da, sunt două puncte pe care trebuie să le abordăm. Cine are dreptul la gratuitate și, de fapt, ce înseamnă gratuitate. Pentru că și aici românul are o altă abordare a gratuit 100%. Da, și sunt mulți, dacă îmi permiteți o paranteză, care poate au fost la medicul de familie odată la 4 ani și atunci ar avea nevoie de acea rețetă și nu o primesc. De ce se întâmplă aceste lucruri? Eu zic că nu se întâmplă, dar haideți să o luăm pe rând. În primul rând, gratuit are dreptul copilul până la 18 ani sau până la 26 de ani, dacă este student. Au categoriile speciale, adică persoanele cu handicap, cei care au legi speciale, aici ne referim la legea 309, legea 118, există, știe foarte bine, nu se mai încadrează, pentru că și aici au fost o grămadă de discuții și nemulțumiri, soțiile veteranilor de război. Deci aveau și ele la un moment dat, dar se pare că nu. Deci nu mai este... Nu se poate. Deci există varianta ca persoanele care, pensionarii cu pensie până la 700, dar nu neapărat pensia, pentru că lumea știe în momentul în care vii la medicul de familie trebuie să completezi o mică declarație pe proprie răspundere că nu ai venituri peste 700. Nu neapărat poate... salariul, pensia... Pensia numai, venituri... se referă strict la pensia. Deci cei cu salarii și din păcate sunt mulți cu salarii sub 700 nu beneficiază. Deci cei care au pensia sub 700 și nu au alte venituri au dreptul la rețetă compensată 90% pentru medicamentele de pe lista B, care în mod normal sunt compensate doar 50%. Acum, cu gratuitatea și compensarea asta de 50 sau 90% e o mare problemă. Oamenii, în general, zic eu, că au înțeles. Este gratuit 100% substanța chimică activă de la produsul cel mai ieftin de pe piață. Clar, nu avem voie să rostim nume de medicamente, nu. Dar, de exemplu, dacă eu recomand un preparat unui pacient și scrie pe rețeta lui, unui pacient, unui copil, și scrie gratuit 100%, s-ar putea ca în farmacie să trebuiască să plătească, pentru că acel produs gratuit este cel românesc și cel mai ieftin. Dacă eu ca medic, sau de obicei așa ar fi bine, ca schema de tratament să o stabilească medicul și nu farmacistul după ce target de vânzări trebuie să atingă, dorești un alt tip de produs, diferența trebuie plătită. La 50% și la 90% e același lucru. Deci niciodată nu o să fie gratuit, compensat 50% prețul de pe cutia de medicament. Așa că aici sunt diferențe. Sunt colegi de-ai mei, destul de mulți, înțeleg, care lucrăm într-un program suplimentar față de minunatul SIUI și acolo putem să le spunem oamenilor aproximativ cât este partea lor de contribuție. Dar mă rog, astea sunt discuții care nu depind nici de noi, nici de pacienți. Asta este legea, astea sunt... pragurile pe care, există de care un număr ne lovim. Limitat, știu, pe care puteți să-l oferiți pe lună? Nu mai există. Am trecut și prin acea minunată perioadă de plafon pe care îl aveam și noi și farmaciile, nu. Sunt niște plafoane, adică pentru o boală, medicamentele de pe lista B, cele compensate 50%, nu trebuie să depășească 300 de roni. Dar, mă rog, asta nu s-a mai întâmplat ca lumea să
fie nemulțumită. Ce pot să vă spun ca noutate și chiar noutate de câteva zile, s-au schimbat protocoalele de prescriere a medicamentelor. Adică nu orice medic este abilitat să scrie orice produs. Există produse pe care le recomandă specialiștii, anumiți specialiști, unele dintre ele nu pot fi scrise deloc de medicii de familie, unele produse pot să fie scrise. Cum se va controla acest lucru, dacă noastră scrieți sau nu? Se controlează foarte ușor, pentru sau că eu ca noi, și pacient, dumneavoastră n-aveți de unde știi asta, din nou este o problemă a noastră și a colegilor din ambulator. Și atunci, eu spun lucrul ăsta pentru ca normal să țin partea colegilor mei medici de familie și să îmi ajut cei care sunt pe listele noastre de asigurați, să înțeleagă că nu este vorba că eu nu vreau să le scriu un produs, într-adevăr se poate să nu pot. Și probabil că știți și dumneavoastră marele scandal care este cu produse oncologice, colegii noștri, mai ales în Valea Jiului, în perioada în care nu au avut oncolog acolo, în care eu zic că au încercat să facă un bine, plătesc acum zeci și sute de milioane pe produse pe care le-au indicat, spunându-se acum, după 3 ani, că nu aveau dreptul. Deci aș vrea și asta să se înțeleagă, nu e vorba de rea voință, ci pur și simplu sunt interdicții și trebuie să le respectăm, pentru că astea sunt legile. Interdicții care, dacă nu se descoperă atunci, iată, după 2-3-5 ani, pot să vă spun că am plătit contravaloarea rețetelor verificați de Curtea de Conturi a pacienților din 2007 și le-am plătit anul trecut. Deci se poate ca din urmă să se facă controle și în momentul în care n-ai respectat legea, ești bun de plată. Și atunci e firesc, zic eu, să încercăm să fim acolo în temeiul legii și să nu facem nici rău asiguraților noștri, dar credeți-mă că nu ne convine rând, nici noi să plătim aiurea. Asta în primul rând aiurea. Ar trebui ca fiecare medic, nu contează că e medic de familie sau de orice altă, asta ar trebui să fie pe primul loc pacientul sau asiguratul, cum îi spuneți dumneavoastră. Bineînțeles, să fie, este clar și eu sunt convinsă că asta se întâmplă, dar să înțeleagă cei care se adresează medicilor că nu tot ce își doresc ei să poată să primească. E clar că și noi avem niște norme pe care trebuie să le respectăm, pentru că astea sunt și că asta e legea. Mai trebuie și respectată și legea totuși. Trebuie respectată. Exact. Dacă nu de cei mari, măcar de noi cei mici. Ce se urmărește, de fapt, prin aceste modificări? Va fi înspre bine pentru medici, pentru pacienți sau ne îndreptăm, așa mergem ca racul, 2 în față, 5 în spate? Acum, sinceră să fiu, dacă privesc acest contract în ansamblu și sunt foarte deschisă la minte și încerc să înțeleg din toate punctele de vedere, eu zic că este foarte bun, pentru că se pune accent pe prevenție. Suntem, din păcate, o țară cu oameni din ce în ce mai bolnavi și, din păcate, cu boli destul de grave, apărută la vârste foarte mici. Ori aceste prevederi din noul contract, asta urmărește, să încercăm să prevenim, să punem diagnostic cât mai precoce, să tratăm o boală într-un stadiu incipient, în aceste condiții nu vor mai apărea complicații, nu va mai crește numărul de zile de incapacitate de muncă. Da, e bine în ansamblu. Greu până este acum. Până acum. Rămâne de văzut până când va intra până și în la vigoare. Urmă dacă va fi. Da, v-am spus, noi știm să ne adaptăm foarte ușor la orice schimbare și cel mai important lucru este să înțelegem noi, cei care suntem în relație contractuală cu casa, exact ce avem de făcut, să facem absolut toți la fel
și să explicăm cu ajutorul dumneavoastră, pentru că din păcate în cabinet avem tot mai puțin timp, să explicăm asiguraților și bolnavilor și celor sănătoși ce se poate și ce nu se poate, pentru că într-adevăr niciunde în lumea civilizată nu se poate oferi absolut totul gratuit. Da, păi cred că aici este de fapt și problema, pentru că de multe ori vedem că foarte mulți oameni ajung la medic cu boala în ultimul stadiu. Da, și exact asta vrea să schimbe. Lipsa de informație. Lipsa de informare și diagnosticul tardiv pus. Deci, și lipsa de bani până la urmă, pentru că și aici se gândesc, mă duc zic că nu la medic, sigur, costă atât... nu știu, tratamentul, analizele. Să transmitem așa un mesaj, zic eu, corect și deontologic din punctul meu de vedere. S-a tot făcut mare tamtam că medicii sunt cei mai corupți din țara asta, că nu se uită nimeni la tine dacă nu vii cu plicul, cu plasa sau așa. Eu pot să vă spun că nu este așa. Deci e clar că există și astfel de situații. Dar chiar la medicul... orice domeniu de activitate până la urmă. Dar chiar este foarte bine să mergem la medicul de familie, să beneficiem de ceea ce ni se oferă în mod corect și complet. Chiar dacă, știu eu, avem uneori nemulțumirea că, uite, dar eu aș mai vrea încă 7 analize. Măcar la cele care sunt gratuite de bază. Și tot e extraordinar de bine. Pentru că poate altă dată o să discutăm, este minunat și pentru cei care vin la medic și pentru medic în sine să depisteze o boală în stadiu incipient, costă mult mai puțin, costă și pacientul mai puțin, costă și statul mai puțin și viața lui va fi mult mai bună, că de fapt asta vrem. Nu neapărat rolul nostru, și clar rolul nostru de medici de familie, nu este acela doar de a vindeca. Noi trebuie să fim, fiind în prima linie, cei mai apropiați de oameni. Și poate de multe ori ar fi extraordinar să reușesc să lămuresc pe cel din fața mea și să schimbe stilul de viață, concepția de viață, să ia medicamentele pe care eu medic le indic și atunci ureche, o să ne vedem și mai rar, din păcate da, să respecte ceea ce îi spune medicul și să înțeleagă că de fapt nimeni nu vrea să fie, să avem oameni bolnavi sau nu vreau eu să indic tomograf sau RMN pentru că nu vreau. Nu, pentru că hai să încercăm să apelăm la acele metode de diagnostic cât mai rar, pentru că sper să nu fie nevoie. Aici poate mai aveți de lucrat câțiva ani, destul de mult timp. Și eu sper timp că generațiile voastre, cei tineri și cei colegii mei mai tineri vor avea un succes grozav. Dar măcar noi facem temelia. Da, stai, numai să fie o temelie bine solidă, da, exact. Asta. Bun, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. O să vă mai invităm și când o să fie totul bătut în cuie, cum se spune, da, pentru a vedea exact ce se întâmplă în acest domeniu. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă urez sărbători fericite. Mulțumesc la fel, sărbători fericite tuturor celor care ne ascultă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează știrile Hunedoara TV, prezentate de Camelia Chiorâși. O seară plăcută, la revedere!